faptă de evaziune fiscală, săvârșită, reținută de către noi și în care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Moise Petru, administrator la o societate, SC Mario Star Construct din Certeze. S-a reținut în sarcina acestuia că în perioada 2011-2013 a dispus înregistrarea în contabilitatea societății a unui număr de 25 de facturi fiscale, toate provenite de la 4 societăți cu comportament de tip fantomă din județul Bihor. Valoarea acestor facturi a fost de 2.500.000 de lei și a reprezentat prestări servicii fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost de aproximativ 800.000 de lei, 795.000 de lei mai precis. În cauză s-au luat și măsuri asiguratorii, s-a pus sechestru pe bunurile inculpatului, a fost emis în judecată. Vreau să precizez că în cele două cauze s-a lucrat în colaborare cu IPJ Satu Mare.